Autoritățile locale călărășene au marcat sâmbătă 26 iunie Ziua Drapelului Național, sărbătoare instituită prin legea 96 din 1998 pentru a marca ziua de 26 iunie din 1848, când guvernul revoluționar a decretat ca tricolorul roșu, galben și albastru să reprezinte steagul național al tuturor românilor. Alături de stemă, sigiliu și imn, drapelul României este simbolul național, așa cum prevede Constituția României. Domnule prefect, garda de onoare și detașamentul constituit cu ocazie zilei drapelului național este gata pentru începerea ceremonialului. Sunt comandantul garnizoanei Călăraș, major Lupașcu. Organizat cu prilejul zilei drapelului național. Dați-mi voie să invit la microfon pe domnul prefect al județului Călăraș, domnul inginer Valentin Barbu, pentru a transmite mesajul instituției cu ocazia zilei drapelului național. Subunități, drept? Domnule primar, preacucerice părinte Protoiereu, reprezentanța ai societății civile și ai autorităților de stat, onorată asistență. Drapelul României este motiv de sine stătător pentru emoție și reflecție. O emoție vie și profundă, pentru că drapelul, cu trăirile, luptele și momentele la care a fost martor, reprezintă însăși istoria acestei națiuni. Reflecția vine din simbolismul veridic și complex al ideii de patrie, pământ strămoșesc, care și-a pus amprenta peste identitatea noastră. Pentru a putea privi astăzi acest tricolor ridicat în mijlocul nostru, a fost nevoie de sacrificiu și efort. Libertatea și democrația sunt imprimate în țesătura acestui steag, la fel cum sunt sângele și sudoarea. Idealul național, această speranță de nezdruncinat în unitate și independență, se regăsește în acest simbol, imagine fundamentală înglobatoare a tuturor, din trecut, din prezent și din viitor. Drapelul trebuie respectat, trebuie iubit, trebuie îngrijit. Icoana a românismului și a patriotismului real trebuie privit ca sinteza valorilor fundamentale ale statului de drept. Suntem adunați aici, uniți sub tricolor, pentru a cinsti acest simbol național și a-i reaminti pe cei care și-au sacrificat viața departe de granițele țării sau îndeplinind misiuni pe meleaguri natale, prin jertfa supremă săvârșită sub flamura drapelului național. Nu putem să-i uităm și pe cei care și-au dedicat întreaga carieră slujirii țării sub drapelul tricolor și care continuă să acționeze cu dezideratele. Patrie, onoare, demnitate, lege, ordine. La mulți ani drapelului național al României! Thank you.
subunități, drepți. Pentru oficierea serviciului religios, subunități, descoperiți. Primăria municipiului Călăraș. Consiliul județean Călăraș. Inspectoratul de jandarmi județean Călăraș. Inspectoratul de poliție județean Călăraș. Serviciul teritorial al Poliției de Frontieră Călăraș.